seara, doamnelor și domnilor, invitatul nostru de astăzi este domnul Octavian Țiclu, candidat la șefia statului, înaintat de către blocul politic Împreună. Domnule Țiclu, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Mulțumesc pentru invitație. Îmi pare tare rău că ți-ai schimbat opțiunile politice. De ce spuneți? De cum ai pix galben, te-ai dat cu puterea, Gheorghe. Da? Credeam că rămâi vertical, neschimbat. De drăguț, așa-i? Foarte drăguț, da. Domnul Țiclu, dacă dumneavoastră nu ați candidat la președinția Republicii Moldova, ați avea pe cine alege dintre cei care au fost înscriși în cursa prezidențială, din ceilalți 10? Cu regret, nu. De asta și-am intrat în politică. Ca să aibă oamenii pe cine să voteze. Și eu pe cine să votez. Am să mă votez pe mine măcar. Să știu că am votat un candidat care merită. Dar dumneavoastră, până la urmă, să înțeles ce e aia totuși candidat autentic? Nu. Sloganele astea mă amuză. Candidat poporului, candidat dedicat, candidat în sus, candidat în jos. Nu le înțeleg mesajele. Noi cu dumneavoastră am vorbit și la așa numită dezbatere electorală despre faptul că pe dreapta avem doar doi candidați, dumneavoastră și președintele în exercițiu, doamna Maia Sandu. Dar cine sunt ceilalți 9 contracandidați ai domnilor voastre? Bun, există, așa cum spuneam, o tipologie a celorlalți candidați, care în condițiile în care sistemul de justiție din Republica Moldova și-ar făcut datoria, ei n-ar fi fost în campanie electorală. De exemplu, domnul Stoianoglu, să începem din capul locului, lista. Cine este responsabil de transformarea lui Stoianoglu într-un erou al luptei cu justiția și dreptate pentru hoți, așa cum scrie el? Sau pentru toți? Pentru toți. Tot una, e tot acolo. Așa. PAS și Maia Sandu, domnul Litvinenko, care l-a transformat peste noapte într-un mare luptător pentru justiție. Deci este o chestiune, o sincopă majoră în reforma justiției care l-a făcut pretendent. Și în spatele căruia stă cu liocarul Igor Dodon. Ar mai făcut Igor Dodon campanie electorală pentru Stoianoglu dacă sistemul de justiție lucra perfect și în toate dosarele pe care le are ar fi avut finalizări. Cu siguranță nu. Sau domnul Usatăi, primarul de la Bălți, care a fugit, a dezertat de la primăria din Bălți cu dosare și probleme, fugit în Rusia, după care a revenit și care acum încă tulbură mințile multor oameni. Sau dacă și-ar făcut datoria organele noastre în cazul doamnei Vlah, Bașcanu Găgăuzii, cu declarațiile legate de mestis Rasiei și multe alte chestiuni, apropo, legate de activitatea ei în calitate de bașcan. Sau domnul Tarlev, care poartă responsabilitate directă pentru acest regim autoritar și criminal al lui Vladimir Voronin, perioada căruia el a fost prim-ministru, pentru că nu poate un prim-ministru într-o guvernare criminală să fie curată. Așa. Și cine ar fi fost Natalia Morar dacă nu era Vecislav Platon în spate și dacă sistemul de justiție nu și-ar făcut datoria în cazul lui? Și ce ar fi făcut doamna Furtună în condițiile în care organele noastre de urmărire penală și-ar făcut datoria în cazul finanțărilor și altor lucruri de care este conectată și bani care vin din exterior și multe alte chestiuni legate de alți actori politici care de la Moscova finanțează, așa cum ne spune poliția. Deci astea sunt întrebări. Sau domnul Ulianovski, care se prezintă peste tot mare diplomat și ambasador. Cine l-a slujit domnul Ulianovski? Perioada cui a fost el ministru? Pentru că este imposibil într-o perioadă în care toată societatea gemea sub regimul lui Plahotniuc și noi ne-am ridicat să luptăm, dumnealui să facă figurație ca politician într-un guvern, deci condus de o majoritate criminală. Deci astea sunt întrebări fundamentale pe care trebuie să le adresez fiecare alegător în Republica Moldova. Sper că nu mi-a scăpat nimeni. Cu Andrei Năstase altă chestiune, pentru că am luptat împreună, am avut o cauză
S-a rătăcit un pic, cred eu, dar votul pentru el este irosit, pentru că nu are în spate nimic. Cine contează cu adevărat în direcția de integrare europeană este blocul împreună și guvernarea PAS. Așa. Și sper foarte mult că alegerea va fi în favoarea noastră de data asta, pentru a nu mai lăsa loc pe viitor speculațiilor și regretelor și dezamăgirilor. Doamna Maia Sandu a făcut parte din alianțele alea 1, 2, 3, de la Vladimir Filat până la Kirill Gaburici inclusiv? Da, a făcut parte ca și mulți alții și în privința doamnei Maia Sandu să judice alții activitatea ei politică. Am avut și momente în care am conlucrat, dar în general eu m-am așezat de altă parte a baricadei. Aș fi putut să fiu acolo, așa cum știi foarte bine și am anunțat de mai multe ori, pentru că am fost de foarte multe ori revoltat de această lipsă de onestitate în raport cu anumite componente ale blocului acum și inclusiv față de Andrei Năstase și la președinție și la primărie. Dar în general eu sunt un om care nu angrenez politic în partidele politice. Am fost un singură dată membru de partid când am condus Partidul Unității Naționale și în rest îmi rezerv această ipostază de a fi un ochi de veche, pentru că eu voi fi cel care voi spune întotdeauna lucrurile cum evoluează și voi atenționa pe toți cei, indiferent cât de apropiați îmi vor fi politic și ideologic, lucrurile nu merg bine. Dacă e așa cum spuneți dumneavoastră, domnule Țicu, cu referire la candidații ceilalți pe care se numeara de la Stoianoglu, Satâi, Tarle, etc., de ce doar domnul Vasile Bolean a fost admis în cursă de către instituțiile statului? Candidat oficial ar fi fost oficial în blocul Victoria. Da, pentru că am mai spus în emisiunea ultima noastră emisiune, este imperios necesar ca sursele directe de finanțare care vin pe candidați afiliați direct să fie cumva stopate sau să existe o acțiune a instituțiilor statului din acest punct de vedere. Pentru că anumiți candidați sunt sub anumite acoperire. Există conlucrări care au ieșit chiar la suprafață, așa, între, de exemplu, doamna Morari cu directoarea gimnaziului de la Brăviceni, unde era o susținătoare a Șor și evident a fost implicat în organizarea evenimentului. E clar că această mafie, acest sistem oligarhic împotriva căruia noi am luptat, el se ajută unul pe alții. Și este evident conlucrarea între ei, pentru că ei interesează un singur lucru, să refacă sistemul oligarhic mafiot care a fost până în 2020-21 sau cel mai bine până în 2019. Deși eu nu cred că ei vor ca în 2019 Plahotniuc îi controla și pentru ei era impropriu chestia asta. Cum a fost până în 2020-21, epoca de aur acestor băieți în care s-au înțeles în Parlament perfect. Dodon cu Șor, restul lui Plahotniuc, fără Plahotniuc, deci le-a mers bine. Și acum este clar că domnul Bolea a reprezentat direct, deci omul direct al lui Șor. Și acolo ar fi mers finanțările principale, acolo s-ar fi dus voturile, acolo ar fi fost cel mai mare pericol și din punctul ăsta de vedere s-a considerat, deci, că acțiunea, scoaterea domnului Bolea din cursă este cea mai adecvată și s-a mai făcut lucrul ăsta. Și în cazul doamnei Marina Tauber, la Bălț, adică eu nu văd o problemă în condițiile în care securitatea statului este pusă în pericol, ai nevoie de o acțiune fermă. Sper CECO să fie ferm în continuare, pentru că noi avem nevoie în condițiile în care Inspectorat General de Poliție scoate la iveală afilieri direct între finanțările din exterior și anumiți candidați la alegeri prezidențiale, acești oameni trebuie scoși direct din cursă, fără ocolișuri, așa? Pentru ca noi cel puțin să avem o siguranță a faptului că nu va fi viciat procesul electoral. Și așteptăm, din punctul ăsta de vedere, acțiunile statului să se plieze așa pe normele democratice pe care noi le susținem în continuare. Deși la următoarea întrebare a dumneavoastră ați putea fi subiectivă în ale răspunsului, da, oricum să încercăm. Despre neadmiterea domnului Igor Munteanu în cursa prezidențială, ce credeți dumneavoastră? Eu am fost în ipostaza asta în 2020.
Eu am fost scos din cursa electorală, am avut peste 20.000 de semnături, m-au adus la 14.500, m-am dus la CEC, am făcut declarații, m-am bătut, până la urmă CEC-ul mi-a validat încă 1.800 de semnături și cu asta am mers în campanie. Mai mult n-am ce să comentez, pentru că din declarațiile CEC-ului clar că nu s-au conformat cerințelor care existau și lucrurile astea erau cunoscute. Dacă au știut despre asta și dacă au încălcat, nu s-au conformat și fac spectacol politic, este o altă realitate. Așteptăm să vedem instanțele de justiție, ultima finalitate, să meargă și la CEDO, să bată pentru semnăturile, până la urmă e dreptul lor democratic. Ok. Domnul Săcoa, seara urma să aibă loc la postul național de televiziune o dezbatere foc pe care toată lumea o aștepta, întrebându-se vor veni toți sau nu vor veni toți. Despre doi nu discutăm, vorbim despre faptul că doamna președinte așa și n-a venit și nici nu a delegat pe cineva. Unii o acuză că, iată, nu-i corect, pe de altă parte alții spun că, băieți, ia-i președinte în exercițiu totuși, chiar să bată cu toți 10, haideți poate în turul 2, dacă ajunge doamna în turul 2. Dar dumneavoastră ce credeți? Ar fi fost corect din punct de vedere politic să vină doamna președinte la dezbatere contra candidații? Evident. Da? Păi asta e de regula democrației. Tu, dacă vrei să candidezi, devii președinte, trebuie să te bați în dezbateri electorale. Nici într-o țară democratică, indiferent, Biden, președinte de stat, s-a dus și s-a bătut. Întâi s-a bătut la el în convenții, după care s-a bătut la alegeri. E clar că a fost în cele de urmă convins să se retragă, dar a fost președinte de stat care concurează într-o campanie electorală. Și asta s-a întâmplat și se întâmplă în toate țările lumii în care democrația, pentru că ai nevoie să convingi cetățenii. Eu cred că doamna Maia Sandu, după experiența cu Igor Dodon din 2016, a înțeles că ea nu poate să facă față acestei dezbateri, a ales alte căi mai ușoare, dar în plus ea are acces nelimitat la această televiziune, când vrea, în orice ipostaz, pentru ce îi trebuie să polemizeze cu USATA și cu Stoianoglu. Era de așteptat. Eu sper foarte mult ca noi să avem o mobilizare a electoratului european. Și în turul 2 să avem cu Maia Sandu o dezbatere pe chestiunea integrării europene. Și sper foarte mult în acest al doilea tur să vină la dezbaterile electorale în care să avem o polemică pe integrarea europeană. Să vedem ce a făcut pasul, de ce n-a făcut pasul și multe alte chestiuni pe care putem să le întrebăm într-o dispută. Deci legată de marea noastră dezbatere. Acum în societatea noastră nu există o dezbatere pe integrarea europeană, pe lucrurile care urmează să le facem. Cetățenii Republicii Moldova sunt așezați pe aceeași bătălie geopolitică de 30 de ani între Est și Vest, între Rusia, Occident, România, și asta ne anihilează complet această necesitate de a discuta chestiunea integrării europene. Domnule, ce facem mai departe? Cum facem? Care sunt planurile voastre? Care sunt planurile noastre? De ce noi vedem mai bine? De ce voi credeți că e mai bine? Și cetățenii noștri să se așeze într-o albi de normalitate ca o societate europeană, să asculte doi lideri europeni, pro-europeni, care discută chestiuni legate de integrare europeană. Asta sper și sper să ajungem în turul 2 să vedem asta realizat. Vreau să vă rog personal, domnule Țicu, dacă ajungeți la putere, modificați legislația astfel încât noi, cei din presă, să nu fim obligați să facem dezbateri, pentru că să știți că nu le facem din mare plăcere și noi comandăm aceste tribune, achităm suplimentar tuturor angajaților, dar candidații nu vin, știți? Așa e. Dar legea ne obligă să le organizăm. Ați văzut, și aseară eram în doi, parcă eram la o bere, exact. Lipsea doar berea de pe masă. Dar am văzut că lumea a urmărit emisiunea noastră, așa că... Pentru asta mulțumim telespectatorilor. Da, chiar a fost surprinzător că oamenii ne-au urmărit până la capăt și am văzut că impactul a fost bun. Așa că nu cred că... Dar este o chestiune care, într-adevăr, e dezgustătoare atunci când candidații evită să vină în platou, să discute, să... și expună părerele.
În general ar fi bine ca și votul să fie obligatoriu și participarea la dezbateri să fie o chestie obligatorie, iar candidații să fie sancționați în cazul în care nu vin. Așa, președintele Republicii Moldova, domnul Octavian Țicu, efectuează prima vizită oficială în străinătate. Unde anume? La Bruxelles. Pourquoi? De ce nu la București? Pentru că acum avem o direcție foarte clară la care trebuie să ne raportăm, avem un dialog nuanțat și evident a doua va fi la București și a treia la Kiev. Domnul Țicu, cu mâna pe inimă, dumneavoastră pe bune, credeți că Moldova vreodată va adera la Uniunea Europeană? Foarte mult cred. Dacă îmi vom fi noi gata? Noi nu vom fi gata în curând, dar nici alții n-au fost gata, Gheorghe. Nici România n-a fost gata, nici Bulgaria n-a fost gata, nici Slovacia n-a fost gata. Mulți au avut probleme foarte mari legate și de reforma justiției. România a intrat cu întârziere 3 ani în comparație cu țările baltice. Nu suntem gata și nu vom fi, mai ales cu regiunea transnistreană, dar aici este o soluție de forță majoră. În moment ce raport cu Cipru s-a făcut derogări, o bucată de țară s-a integrat, urmează să vedem ce va fi cu cealaltă. Eu cred că Uniunea Europeană va merge, va păși pe această cale curajos, așa cum ne-a deschis capitolul de negocieri, țară candidată. Unexpectedly, cum spune englezii, așa, neașteptat total. Așa va fi în continuare, pentru că nu pot să ne lase la infinit în această bălăceală între Est și Vest. Integrăm, acolo europenizăm, vin mai mulți să ne ajute, poate și justiția își va face în sfârșit procurorii, judecătorii odată așezați în Uniunea Europeană și confruntați cu pericolul unor dosare în cazul în care nu-și fac datoria până la capăt, deci vor acționa curajos, pentru că aici se cramponează. Sistemul de justiție odată ce își va face datoria, odată ce va începe condamnări definitive și iremediabile, îi va liniști pe foarte mulți. Vă întreb acum pe dumneavoastră ca istoric. Totuși, ce au balticii și nu avem noi? Pentru că deseori se zic că iată țările baltice, multă lume încearcă să ne compare, că iată trebuie să urmăm exemplul lor. Dar pentru cei care au făcut, doar au citit câteva sau aliniate dintr-un manual de istorie, da, pot afla că ei se revoltau și făceau revoluții în timp ce Uniunea Sovietică era extrem de puternic. Da. Și totuși au ei ceva, ceea ce nu avem noi. Ce e aia? Ei au țară, noi nu avem țară. Țara noastră e peste Prut. Asta e marea diferență. Deci nici nu se compar. În Uniunea Sovietică au fost câteva țări care au intrat state acolo. De exemplu, Armenia, Georgia și țările baltice. Deci de astea acolo lucrurile sunt diferite. Deci sunt națiuni state, așa, care au avut tradiții de statalitate anterioare. Noi am fost rupți dintr-o bucată, lipiți cu altă bucată și făcut un homo moldovanu sovietic. Și aici chiar nu putem compara. Dar începuturile au fost spectaculoase. Ei ne-au ajutat foarte mult în bătălia noastră pentru independență. Deci Saiudisul erau prezenți permanent la marile adunări naționale. Saiudisul este frontul popular din Lituania și ceilalți baltici. Deci ne-a raportat în general, dar căile au fost diverse. Pentru că dacă pentru ei independența a fost calea firească de evoluție, pentru noi calea firească era unirea. Asta era acum refacerea adevărului istoric. Doar că unirea a fost pusă în pericol deja de războiul de la Nistru, rușii au început războiul în mare parte pentru a opri acest elan și, prin urmare, avem ce avem. Eu cred că această independență este un compromis între o aspirație de unire cu România și imperialismul rus de a ne menține, deci în sfera lui de influență. Și de asta suntem o țară a jumătăților de măsuri. Noi învățăm în școli limba română și istoria românilor, ne declarăm moldoveni, avem două sărbători de Crăciun, una pe vechi rusească, una românească, avem o țară care este în CSI, vrea în Uniunea Europeană, țară candidat. Ne proclamăm independenți, ocupați cu jumătate, 10% din țară de armatele ruse. La fiecare sărbătoare noi nu știm ce este, eliberare sau ocupație. 1812-1918. Deci este o chestiune care s-a clădit
Și de aceea spun că limpezimea și situația se va clarifica când vom intra în spațiul de bunăstare și securitate europeană. Acolo lucrurile se tranșează și invers. Dacă vom ajunge în lumea rusă, va de capul nostru. Deci a fi aceeași chestiune care a mai fost și 30 de ani în urmă. Deci nu ne așteptăm la alte evoluții. Iarăși ca istoric vă întreb, domnul Țăcu, dar religia dezbină omenirea sau unește totuși? Ori Dumnezeu parcă ar fi unul, dar denumirea mai multe, să urăsc chestia e că religiile reflectă nu o simplă credință. Deci religiile se îmbracă într-un sistem de valori, într-o cultură și într-o civilizație. De exemplu, civilizația românească este profund ortodoxă, așa spunem, și noi ne revendicăm în raporturile noastre de la ortodoxie, ca și alte popoare care îmbracă diferite forme de civilizație afiliate unei anumite credințe. Există o carte fundamentală care se cheamă Ciocnirea civilizațiilor, de Samuel Huntington, în care arată, de fapt, 8 poluri de civilizație, în mare parte susținute de acest filon religios. Pentru că el face parte din societate. Anumite societăți sunt profund religioase, cum sunt cele musulmane, de exemplu, islamice, în care Iranul, spre exemplu, fundamentalismul islamic este definitoriu pentru evoluția unei țări. Există societăți laice, așa, seculare, cum le spunem noi, în care religia nu joacă un rol atât de important. Au fost perioade în care religia, evident, a fost factorul determinat și geopolitic chiar, cruciadele, spre exemplu, perioada medievală în care cruciații occidentali duceau și dădeau cu sabia în cap musulmanilor în Palestina și așa mai departe, lupta pentru Pământul Sfânt. Acum trăim într-o societate în care, pe de o parte, lumea occidentală are afinități față de religie, dar nu într-o măsură în care o are civilizația musulmană. Așa. Pentru că, începând cu Revoluția franceză, noi am asistat la secularizare, la separarea bisericii de stat. Asta este un principiu în democrație. Sigur, papa de la Roma este un politician foarte influent și papalitatea influențează multe politici în Uniunea Europeană. Dar nu într-atât încât o face în lumea musulmană, deci Aitolahul, Khomeini și mulți alții. Vedem pe de altă parte faptul că în Rusia imperialismul rus a concrescut cu ortodoxia. Panslavismul este de fapt cheia de boltă a imperialismului rus. Și noi nu putem să nu ne așteptăm la Kiril că va fi un sânător al războiului din moment ce ortodoxia rusă a fost alături de imperialism. Deci acolo unde a fost expansiunea rusă a fost ortodoxia, biserica rusă și invers. Deci, dintr-o anumită perspectivă, chiar dacă am lungit acest răspuns, influențează politicile, dezbină, dar pe de altă parte este și un factor unificator. Continuăm, vă rog, doar peste câteva clipe de publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Țăcu, despre ce veți face în calitate de președinte cu gardul de la președinție, nu vă întreb despre vila de la Condrița, nu vă întreb că ar putea să vă iasă pe ochi după asta. Știți că cineva a mai făcut niște declarații și... Da, atât de multe. Dar știți ce vreau să vă întreb? Poate o să vă pară cam... așa... haideți să spun doar naiv întrebarea. Știți, eu mai multă lume am auzit care spunea după emisiunea noastră ceva de genul așa, următor. Tare bun, tare deștept băiatul ăsta, Țăcu. Așa mai deranjează unionismul ăsta lui. Mm-hmm. Ce le spuneți lor, acestor oameni care atât vă apreciază cunoașterea dumneavoastră, cunoștințele dumneavoastră, ce ați făcut în domeniul sportului? Iată, cu unirea noi. Păi da, e clar că noi acum am trecut unirea la un nivel superior. Așa. Noi acum nu vorbim de unire, noi acum vorbim de integrare europeană. Și asta e marea schimbare care s-a produs ca rezultat a războiului. Probabil nu m-aș fi aflat într-o alianță cu aceste partide în alte circumstanțe. Pentru că am înțeles foarte clar că politica în Republica Moldova este doar o luptă pentru putere și acces la treoc.
Și de aceea m-am dus și am spus că unirea și atât, nu mai putem să mai prelungim această stare în care anumiți oameni folosesc acest stat pentru propriul beneficiu, în condiții în care ceilalți deci sunt dezavantajați și pleacă masiv. Acum lucrurile s-au schimbat. Și intrarea noastră alături de pro-europeni într-o alianță este una importantă, una care, cred eu, trebuie înțeleasă în condițiile războiului, în condițiile pericolului pe care îl avem la hotare și în interior. Și în plus, noi chiar trebuie să înțelegem că avem nevoie să fim uniți. Și pentru mine, la ora actuală, mai mult prevalează ideea acestei unități a forțelor pro-europene și unioniste în fața pericolului putinist și în fața pericolului extinderei războiului. Dacă vom înțelege acest lucru, pot spune că vom fi salvați. Și misiunea noastră și a mea inclusiv nu va fi compromisă. Dacă nu, atunci cetățenii vor trebui să suporte consecințele fie revenirii unei guvernări hibride, fie revenirii unei guvernări putiniste și oligarhice. Și atunci chiar vor fi din mai rău în rău. Așa? Pentru că noi, sigur, acum ne agităm, ne vaietăm, ne lamentăm, dar imaginați-vă ce se va întâmpla dacă revin aceste forțe la guvernare. Georgia va fi un spectacol vesel în comparație. Deci ce se va întâmpla în Republica Moldova, împotriva opoziției pro-europene, împotriva forțelor europene, deci de unde vor veni sursele de finanțare, cine ne va asigura în cele din urmă, deci garanția faptului că noi nu vom cădea definitiv sub influența regimului putinist în condițiile în care ai armata rusă la frontiere și ai un regim oligarhic și criminal la Tiraspol, care abia așteaptă să pună labele pe tot ceea ce înseamnă Republica Moldova. Asta trebuie să gândim în termenii comparațiilor, așa? Eu vreau să vă rog să vă adresați alegătorilor care vă ascultă, apreciază, v-ar vota, dar cad pradă sondajul care arată că, iarăși, bun băiat, dar nu prea are șansă la aceste alegeri. Eu le-aș sugera celor care fac sondaje să-și caute alt serviciu. Eu le înțeleg foarte bine interesele și afilierele politice. Noi știm foarte bine cui servesc așa numiții sondatori și să-și caute de treabă. Așa. Alegătorul știe mai bine ca oricine ce are de făcut. Sigur, sondajele sunt făcute să manipuleze, să influențeze opinia publică, dar dacă eu mă raportam la sondaje, n-ar fi trebuit să intru niciodată în alegeri. Am avut în 2019, apropo, de 10 ori peste sondaj rezultat, că nu mă dădeau nici cu 0,35% după plecarea din bloc, am luat 5% la Chișinău, 12.000 de voturi și întotdeauna am luat voturi. La Ungheni am luat voturi, circunscripții, la prezidențiale am luat voturi. Acum 20.000 de oameni și-au dat semnături, 20.000 de oameni și-au dat semnături și în 2020, și am luat peste 30.000 de voturi. Așa că stați liniștiți, votați cu încredere. Turul întâi va fi unul în care cel puțin veți fi liniștiți cu ideea că ați votat un om care vă reprezintă. Pe urmă vedem ce facem. Sperăm să fie un rezultat bun. Apropo de acest pe urmă vedem ce facem, dacă se întâmplă că n-a ajunge să durul 2, dumneavoastră veți avea un îndemn foarte clar și precis pentru alegători ce să fac? Nu. Pentru că el va fi condiționat de cele trei lucruri pe care le vom cere dacă va fi doamna Maia Sandu. Așa cum se spune, după cum arată cum sondajele. Dar nu va mai fi ca data trecută. Data trecută n-am pus nicio condiție, eram atât disperați de bătălia asta cu Dodon și am căzut în mrejele acestei bătălii geopolitice, care de fapt era o bulă galbenă, așa. Și acum lucrurile vor fi altfel. Vom fi foarte tranșanți, condiții foarte clare și condiții tranșante. Instituția statului, instituția președinției trebuie să devină instituția statului, instituția poporului, nu a PAS-ului, nu al cărui alt partid. Din acest anturaj trebuie să dispară mai mulți oameni. Deci din anturajul Maia Sandu a PAS-ului
Deci poate să-i țină lângă partid, lângă ea, dar nu în angrenajul de putere. Deci cu Spânul și cu grădinița lui de la Ratuș, cu Alaiba, noi nu vom merge împreună. Și vom cere doamnei președinte un angajament ferm că nu va semna coaliții cu guvernările hibride. Pentru că ei au mai făcut lucrul ăsta, nu s-au sinchisit deloc și în alte părți. De exemplu, la Florești, unde au făcut alianță cu Nichifor Ciuc, cel mai bun prieten al lui Plahotniuc, așa. N-au avut probleme și în alte părți cu socialiștii, chiar dacă au avut posibilitate să facă alianță cu Platforma DA și cu alte forțe pro-europene, au ales ce au ales și văd că nu au probleme din punctul ăsta de vedere. Deci fără un angajament ferm nu va fi nicio susținere din partea noastră. Și asta să fie clar. Deci noi nu vom... Dar revenind la întrebare, asta va depinde în mare parte de votul cetățenilor. Dacă cetățenii Republicii Moldova ne vor da un vot mare prin care noi putem schimba atât această guvernare și pe Maia Sandu, cât și să asigurăm parcurs de integrare europeană, noi vom avea șansă. Dacă nu vom conta în aceste alegeri, atunci fiecare să-și asume responsabilitatea pentru votul pe care l-a dat în aceste alegeri. Domnule Țicu, dar este adevărat sau nu este adevărat faptul că dumneavoastră, parcă nu de mult, ați avut niște soli, nu știu din partea cui, fie din partea doamnei Maia Sandu, fie din partea șefului staffului electoral al doamnei Maia Sandu, Andrei Spânu, și vi s-a sugerat foarte subtil să vă retrageți din curs în favoarea președintele unui exercițiu, doamna Maia Sandu. Nu, nu e adevărat. N-a fost așa ceva și nici nu cred că are cineva curaj. I-ați fi arătat ce performanțe ați avut la box? Da. Mai degrabă nu box, sunt și alte metode mai inteligente, mai subtile de a-i trimite mai departe, așa. Iată, dumneavoastră vorbiți despre faptul că trebuie să mergem spre UE, trebuie să mergem spre UE, trebuie să aderăm la UE. Dar știți vorba aia, cum te ajută tăi, nu te ajută nimeni. Despre declarația ambasadorului Uniunii Europene cu privire la vânzarea pământului, noi deja am vorbit. Da. Pe lângă asta mai vine un articol din The Time. Deci, nu ziarul de gardă, dar The Time. Da. Care spune că Comisia Europeană ar intenționa, deci abia se gândește, să discute inițiative novatoare de a crea în țări partenere, precum Moldova, Serbia și Albania, tabere pentru migranți. Deci scrie The Time, presă britanică. Și asta idee a mai apărut în spațiul public anterior, este adevărat, fapt dezmințit și acum de către autoritățile noastre. Domnul Țăcu, eu accentuez, deci nu e o gazetă de partid și The Time nu scrie ceva pentru că trebuie să umple cu ceva ziarul. Să vă spun ceva despre Time. Vă rog. În 1934, Time l-a declarat omul anului pe Benito Mussolini. Iar în 1938, pe Adolf Hitler. Nu, dumneavoastră, confundați Time-ul britanic cu Time-ul din... cu revista Time. Revista Time. Cu revista Time din Statele Unite. Americanii tot timpul le-a fost confortabil. De la distanță părea ok în Europa ce se întâmplă. E bun, ne-am încurcat în timer. Probabil, da. Vedeți că această știre sau astfel de știri de la, care vin de la ambasadorul Uniunii Europene, de la The Time-ul ăsta, oamenii se uită, spun, da, noi vrem spre UE, vrem să putem, dar frații, nu știu cum, când ne ajută așa câte o declarație și câte un articol, clar e mai tâncă. Bun, eu nu știu de ce prind mai mult așa chestii, dacă sunt adevărate, decât lucrurile de esență pe care le face un european. Păi, dar imaginați-vă cum ar arăta într-o țară săracă. Eu mi-aduc aminte un afganez care a venit în Moldova, s-a refugiat în Moldova, chipurile, și după vreo câteva luni a plecat înapoi în Afganistan. Și l-au întrebat, dar care-i problema? Și el a zis, domnule, eu în Afganistan mor odată, dar aici mor în fiecare zi, de foame și de sărăcie. Deci haideți să fim realiști așa, să ne așezăm cumva altfel, să vedem într-adevăr lucrurile care s-au făcut. Pe mine, de fapt, altceva mă neliniștește. Pe mine mă neliniștește această abordare ONG-istă a resurselor europene. Deci așa numiți valorificatori de
de bani europeni. Așa? Pentru că noi în Republica Moldova aveam aproape 13.000 de ONG-uri. Deci aproape 13.000. Și în anul 2022, potrivit rapoartelor legate de activitatea lor, deci Republica Moldova a valorificat 250 de milioane de euro ONG-urile din Republica Moldova. Dar atenție, doar 27% din astea 12.000, evident cele afiliate puteri. Deci asta reiese cu un ONG într-un an de zile a valorificat pentru sine în medie 75.000 de euro. Nu-i rău așa? Deloc. Deci un IMM în Republica Moldova are în jur de 25.000 de euro pe an. Deci noi cultivăm ideea întreprinderilor mici și mijlocii, încurajăm, apropo, foarte mulți dintre miniștrii PAS-ului, inclusiv doamna Gavriliță, din ONG a venit și cu ONG în continuare activează și mulți alții care au ONG-uri afiliate puterii și care știu cum să valorifice banii europeni. Deci la ce trebuie ții un IMM din ăsta în condițiile în care tu ai un venit de cât? De trei ori mai mare într-un ONG, valorificând banii europeni, decât să angajezi, să plătești salarii, impozite, să dai bani la pompieri, la sanepid, la fisc și așa mai departe. La ce trebuie IMM dacă tu ai ONG? Așa? Arendezi săi la hoteluri, faci mese rotunde, bei cafea, mănânci biscuiți. Și dai banii în gârlă celor care vin din Europa, experți și așa mai departe. Arată foarte profitabil. Și atunci ne întrebăm de ce PAS nu vrea să împartă puterea cu nimeni și nu vrea să și distruge tot în jur. Pentru că au nevoie să fie unicii valorificatori ai banilor europeni. Deci asta e toată schema de guvernare actuală în care noi trăim. Dar europenii nu văd ce se face cu banii lor? Văd foarte bine. Știu foarte bine lucrul ăsta. Sau au avut caturi și de asta tot. Dar așa cum a fost și în alte timpuri, un european a grăit și cu Voronin, și cu Filat, și cu Plahotniuc, și cu Maia Sandu. Deci ei vorbesc în condițiile în care acești oameni își, într-adevăr, își mențin aparențele față de proces de integrare europeană. Uniunea Europeană are un dialog cu ei, sperând că în cele de urmă va apărea și o forță care va implementa real proces de integrare europeană. De aceea eu vin și spun cetățenii Republicii Moldova, dacă vor o altă față a integrării europene, să ne aleagă. Noi nu mai suntem, nu suntem poate ideali, nu suntem lipsiți de cusururi, dar cel puțin de-a lungul timpului, atât eu, platforma DAS și cei din Partidul Schimbărilor, primarii independenți aleși de la loc, pentru că oamenii aleg primari independenți tot mai mult. Deci ești oameni, noi am făcut ceva în dorința de a arăta că există și o altă alternativă. Și cu siguranță că prezența noastră în această construcție va ajuta mult la schimbarea și a guvernării. Și a guvernării, pentru că ei acum sunt unicii valorificatori așa, ai banilor europeni și a tot ce înseamnă politică europeană. De asta se țin tremurând atât de mult de putere și vor să câștige și să rămână în continuare, pentru că ei au nevoie să fie unicii valorificatori ai banilor europeni. Așa. Dacă vor cetățenii Republicii Moldova să vadă ceva schimbări, într-adevăr, pe diferite dimensiuni, deci au o șansă. Acum, prin noi. Dacă nu, asta e, cum spun eu, să trăiți cum ați votat. Sperând că vă vor da această șansă, care ar fi relația dumneavoastră în calitate de președinte cu guvernul Recean? Cu Dorin Recean personal, cu Andrei Spân, cu Dumitru Alaiba, cine mai este acolo? Bun, în primul rând, să vorbim de relația președintelui cu Parlamentul. Asta va fi prima relație. În condițiile în care un Parlament este pro-european, un guvern este pro-european și un președinte este pro-european, eu nu cred că vor fi probleme majore de comunicare și de relaționare. Acolo unde va trebui, vom pune piciorul în prag, acolo unde merită, vom susține, vom propune la rândul nostru pentru președinția are dreptul la inițiative legislative și vom aștepta alegerile parlamentare. Nu va dura mult, jumătate de an în care ne vom pregăti și sperăm să avem altă garnitură de viitor pro-europeană cu două componente, pentru că noi avem oameni pe toate pozițiile.
Eu cred că domnul Iuri Reniță este cu un cap peste Mihai Popușoi în ceea ce ține diplomația și politica externă. Iar domnul Slusta știe mai bine ca domnul Bolea ce are de făcut în agricultură. Iar Ștefan Gligor și domnul Dinu Plângău cunosc mai bine sistemul de justiție decât doamna ministru Mihailov. Sau doamna Maria Ciobanu ar fi un ministru de educație cu un cap mai sus ca domnul Perciun, care nici măcar nu știe ce este sistemul educațional. Oamenii ăștia măcar au lucrat în domeniu și de-a lungul timpului. Sau Liviu Vovc, care știe domeniul de asistent social și medicin mai bine ca oricine, pentru că a avut foarte multe inițiative în Parlamentul trecut. Sau domnul Bujorean, care din punctul meu de vedere e net superior tovarășului Spânu. Este un primar la Leova ales în câteva mandate, președintele Ligii Orașelor și Comunilor și cofondator al blocului împreună. V-am dat doar câteva nume ca să înțelegi, sau domnul Tofilat la Ministerul Energiei și mulți alți oameni pe care îi avem în angrenaj și care sunt participativi la construcția programului nostru de guvernare. Deci acești oameni chiar pot ceva și știu cum să fac. Deci vom spera foarte mult că cetățenii vor aprecia acest efort de consolidare și de faptul că ne dorim cu toții să trăim într-o țară stabilă, europeană și cu un viitor previzibil. Domnul Țicu, dar în opinia dumneavoastră aceste alegeri sau rezultatul acestor alegeri va depinde în cea mai mare parte până la urmă de diaspora? Votul este decisiv al celor din diaspora? Eu merg în diaspora în acest weekend și am să profit și eu de ocazie, pentru că știu că diaspora urmărește emisiunile tale. Am să le spun celor de la Dublin, din Irlanda, că vom fi pe data de 12 octombrie, sâmbătă, să urmărească anunțurile noastre, și duminică vom fi la Milano, unde vom încerca să vorbim cu diaspora noastră. Din lucrurile care le-am discutat prealabil cu cei cu organizatorii, diaspora este extrem de dezamăgit, cum spunem noi. Dar noi nu avem timp de dezamăgire și să le spun franc oamenilor din diaspora, cu care am o comunicare nuanțată și foarte frecventă, eu merg des acolo. Deci în toate țările, acum merg prima oară în Irlanda, dar în rest am mers cam peste tot. Deci noi nu avem timp de dezamăgiri. Dacă ne-am dezamăgit de pas, avem altă opțiune de vot. Dar dacă dezamăgirea noastră va deveni dominantă, atunci va fi speculată de forțele putiniste și oligarhice. Și pur și simplu nu veți avea la ce vă întoarce. Asta va fi situația în care restul familiilor care v-au mai rămas vor veni alături de voi, casele vor rămâne pustii și orașele la fel, pentru că efectiv oamenii, în condițiile în care vom pierde aceste alegeri, vor pleca masiv din Republica Moldova. Și în locul nostru lor vor rămâne cei care știu prea bine cum să folosească Republica Moldova ca instrument în mâna regimului putinist. Ceea vă aștept la Dublin și la Milano, iar pe ceilalți îndemn să vină alături de noi la vot și să dăm un vot de susținere referendumului din 20 octombrie și să alegem blocul împreună. Avem o misiune foarte importantă pe care ne-o asumăm, de care nu ne temem, dar care poate fi făcut doar cu ajutorul oamenilor. 3 minute avem până la capăt, 3 întrebări mai am, vă rog. Scurt. Partidul Acțiune și Solidaritate este formațiunea care a raportat la CEC cele mai mari cheltuieli pentru susținerea candidatei Maia Sandu în campanie electorală, adică 2,6 milioane de lei, scrie Agora.md. Următorul în acest top este partidul nostru, care ar fi cheltuit peste 950 de mii de lei în campanie electorală al lui Renato Usatăi. Dar dumneavoastră, cât ați cheltuit până acum? Eu, sincer, nu știu exact cât am cheltuit, dar foarte puțin. Nu cred că avem prea multe, oricum nici măcar, pentru că mă uit la cheltuielile care le avem, nici măcar nu visăm la asemenea cifre, dar eu consider de unde a pornit pasul, de la modestia pe care și-o afișat-o și la nesimțirea la care a ajuns, este de fapt o metamorfozare a unui partid politic care a devenit nesimțit. Avem o veste bună. Înainte de a intra dumneavoastră în studio, a venit o știre de la guvern. Cabinetul de miniștri a decis astăzi că
zilele următoare, pentru 30.000 de pensionari li se va da o indemnizație unică de câte 2.300 de lei fiecare pensionar. Asta nu vă amintește? Asta ne aduce aminte de toate timpurile în care am trăit. În 2021 ne-a adunat tovarșul Bragiș. Eu am câștigat medalia mea de campion european în 1999. Și s-au trezit în 2001 să-mi dea 1.800 de lei pentru medalia din 1999. Și asta mi-aduce aminte și de actualmente domnul tovarăș Perciun vine pe la Institutul de Cercetare și amăgește cercetători din Republica Moldova. După ce i-am penit în lansare și le-am spus că au adus cercetorii la cercetori, așa? Și acum îmblă și le promite diferite granturi și proiecte. Și exact la fel, o bătaie de joc face cetățenii Republicii Moldova. Deci noi nu putem să învinuim omul care ia bani de la șor pentru că el nu mai are din ce să trăiască, așa? Deci oamenii ăștia chiar au devenit la fel ca toți ceilalți și eu nu văd nicio diferență între Plahotniuc, Voronin și alții care au speculat, Bragiș, Lucinski și ceilalți care au speculat sărăcia în care trăim, deci pentru a-și capitaliza votul. Cred că ultima întrebare, recent la noi a fost domnul Andrei Năstase și a amintit ceva din istorie despre otrăvirea aia cu mercur, declarând că, de fapt, Maia Sandu ar fi mințit despre intoxicație cu mercur. Să știți ceva despre acea istorie? Da, eu știu că atunci s-a făcut mare tam-tam cu asta. Eu nici atunci n-am crezut, dar domnul Năstase ar trebui să-și păstreze destăinuirile pentru alte timpuri. Foarte bine s-au înțeles cu Maia Sandu și cu Igor Dodon. Mergeau în fiecare luni la președinție, setau guvernările hibride, principiile. Dar în afară de asta, Dodon, ca proști îi folosea, că se întâlnea pe rând cu tovarșul Năstase și tovarășul Maia Sandu. Deci foarte bine știu momentele astea și păstrez destăinuirile. Eu chiar dacă am împotriva fiecăruia dintre ei, eu mi le țin acasă pentru că pentru noi contează ce vom face mai departe, toți împreună. 30 secunde. Dacă vreți o adresare, dacă nu, încheiem. Da, încheiem că adresările oamenilor le știu, să meargă la vot, să țină referendumul și să ne susțină împreună să putem face justiție și dreptate. Domnule Țăcă, noi vă mulțumim tare frumos pentru faptul că ați fost la emisiunea noastră. Vă dorim mult succes la alegeri prezidențiale și deja ne vedem după scrutin. Mulțumesc, Gheorghe, și succes în tot ce faci. Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor. Atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.